astăzi alături de noi. Pentru noi este un moment special pentru că începem să creștem puțin. Am împlinit 6 luni, da? Cam așa este. Și aș vrea în primul rând să vă adresez, în afară de a vă adresa mulțumiri dumneavoastră pentru întreg suportul și înțelegerea, pentru că în această perioadă a fost destul de mult de lucru și atunci comunicarea probabil că a fost mai puțin aplicată și pentru că timpul a fost în așa fel încât nu s-a putut rupe încât să facem o comunicare mai bună, poate. Aș vrea în primul rând să mulțumesc colegilor mei, tuturor colegilor din întreaga Casă de Asigurări, prezenți sau absenți aici, cei care lucrează în spatele ușilor și nu sunt cunoscuți și care merită toate mulțumirile noastre și toată recunoștința, cel puțin a mea personală, pentru că, într-adevăr, nici eu n-am știut cât se muncește în Casa de Asigurări până n-am văzut. Aș dori în primul rând să vă prezint echipa mea, spun așa pentru că sunt foarte mândră de ei și mândră pentru că m-au primit, m-au adoptat, m-au învățat și sunt alături de mine în decizii uneori extrem, extrem de grele, așa de grele că îți fug picioarele de sub tine când trebuie să semnezi ceva. Vă rog frumos, o să prezentăm așa, noi suntem destul de în relații foarte frumoase și destul de deschiși, fără să avem tot timpul poziția, funcțiile și restul nu contează. Contează omul. Întotdeauna aici va conta omul. Vă rog. Bună ziua, Alin Popescu, directorul Direcției Tehnologiei Informației. Bună ziua, Cătălina Rițu, director Direcția Resurse Umane, Salarizare, Valoare Personală. O să vă rog un pic mai tare ca să... Bună ziua, Mihaela Constantin, director Direcția Buget. Liliana Mihai, Direcția Generală Juridic și Contencios Administrativ. Bună dimineața, bine ați venit în casa noastră, Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Larisa Zinu Bolan, sunt vicepreședinta instituției. Bună dimineața, Iulia Stoia, Director General Adjunct, Direcția Generală Relații Contractuale. Bună dimineața, Director Direcția Programului Operativ. Bună dimineața, oameni, oameni medici. Bună ziua, Radu Cezar, Direcția Generală Control și Antiterorism. Bună ziua, Valeriu Nica, directorul general adjunct al Direcției Tehnologiei Informației. Și partea echipei mele, doamna consilieră Alina Mițu, alături de noi, comunitarea, doamna Călină, rog frumos. Și domnul Augustus este aici, Costache, și nu în ultimul rând, cred că mai sunt acolo, este Alexandra Costin, care este director la Unitatea de Implementări Proiecte. Dacă mai este cineva din echipa de la FNAS, vă rog frumos, încerc să văd, dar nu prea este. Vă mulțumesc foarte frumos. Ca să nu abuzăm de timpul dumneavoastră, o să încercăm să parcurgem foarte, foarte repede câteva etape pe care noi le-am trăit în aceste 6 luni, alături de întreaga populație a României, alături de dumneavoastră, alături de decidenți, de toată lumea care a fost implicată în modelarea sistemului medical. Important este că după aceste 6 luni putem să tragem câteva concluzii. Am să trec foarte sumar eu, apoi voi lăsa pe colegii mei. Întreg personalul tehnic vă stă la dispoziție pentru întrebările pe care dumneavoastră le doriți și la care încercăm să răspundem. La ce nu știm să răspundem, să știți că revenim cu documente ulterioare. Și mulțumesc încă o dată. În primul rând, da, facem și mai tare. Haideți să vorbim mai tare. Bun. Las microfonul un pic mai aproape, atunci se audă. Gata, suntem bine. Mă dau mai în spate sau cum să fac? Mă dau mai în spate, dacă e nevoie. Da? Bine. După cum bine știți, acest mandat a început la 16 ianuarie acest an și mi-am propus câteva direcții strategice pe care am încercat să merg cu întreaga mea echipă. Vrem să facilităm accesul pacienților la serviciile medicale, să ne luptăm pentru debirocratizarea pe care o dorim cu toții, practicieni sau personal din administrația publică. Nu în ultimul rând să încercăm să ne luptăm pentru o finanțare cu cât mai corectă a serviciilor medicale, date fiind și condițiile și particularitățile țării noastre. Am pus accent pe resursa umană, pentru că mi se pare cel mai important, indiferent că este vorbim de pacient, de furnizorul de servicii medicale sau de colegii din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, practic e vorba de fiecare cetățean al României. Nu în ultimul rând, am avut grijă să facem ceva și cu resursa materială și ne-am axat și pe resursa educațională. Pentru noi a fost esențial, în primul rând, să dezvoltăm dialog cu
colegii noștri, furnizori de servicii medicale, cu asociațiile de pacienți, nu în ultimul rând cu decidenții și atât cât s-a putut în limita timpului pe care l-am avut cu dumneavoastră, pentru că noi considerăm că dumneavoastră sunteți interfața majoră de prim rang între noi și toți ceilalți membri ai societății românești, pentru că a transmite într-un limbaj corect, decent și comprehensibil informația medicală către întreaga populație a țării, a schimba, în primul rând, a acorda acces la cunoștințe, a schimba comportamente, atitudini, înseamnă în primul și în primul rând interrelaționare cu dumneavoastră. Nu în ultimul rând ne dorim să asigurăm echilibru, stabilitate și predictibilitate, lucruri care sunt, de fapt, câteva dintre direcțiile pe care încercăm să mergem și care, să știți că, în ciuda faptului că fiecare dintre noi a încercat să depună toate eforturile, de multe ori nu a fost nici ușor și poate că nici n-am reușit să facem chiar tot ce ne-am propus pentru prima jumătate a anului. Însă, vă promitem că facem tot ce putem ca lucrurile să meargă altfel. În primul și în primul rând, mi-aș dori să spun câteva lucruri despre faptul că accesul pacienților la servicii medicale a constituit o prioritate pentru noi, prima prioritate. Ne-am dorit foarte mult acest lucru pentru că atât asigurat cât și neasigurat, dreptul la sănătate este consfințit în Constituția României. Avem în acest an o continuare a contractului cadru adoptat anul trecut la 1 iulie 2023, care aduce foarte multe modificări. În primul și în primul rând foarte multe servicii preventive pentru pacienții asigurați, pentru persoanele asigurate, ca să fiu corectă, și, sigur, și pentru personalul, pacienții neasigurați, persoanele neasigurate în România, care au risc oncologic. Menționez, pentru persoanele cu risc oncologic, există acest acces facilitat la serviciile de prevenție pentru cancer. Boala oncologică este considerată a fi boală cronică, netransmisibilă, cu cea mai mare mortalitate și cu cel mai mare risc vital pe parcursul întregii vieți. Pentru noi este esențial să știți că prin modificarea și completarea contractului cadru și a normelor metodologice, precum și actelor normative subsecvente, s-au introdus noi pachete de servicii pe principalele paliere de asistență medicală, în special hepatită cronică, B, C, la gravidă, HIV, SIDA. De asemenea, Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului. Și ce este important este că aș dori să reiterez faptul că pentru persoanele neasigurate, fondurile alocate prevenției și combaterii cancerului, depistării precoce acestei boli necruțătoare, vin de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, înspre bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Nu provin din alte sume, deci nu grevează ceilalți cetățeni ai țării. Este important să înțelegem acest aspect din punctul nostru de vedere, pentru că, practic, discutăm despre o boală cu mortalitate foarte, foarte înaltă și suntem, din păcate, pe ultimele locuri din Europa, atât la prevenție, depistare, cât și la tratarea acestei boli. Ce mai este important pentru noi? Au fost elaborate în această perioadă și atât protocoale terapeutice de prescriere noi. Important este să știți că în lista de medicamente compensate s-au introdus 28 de medicamente unice și nu în ultimul rând 22 de denumiri comerciale internaționale noi, care acoperă arii terapeutice precum hepatită virală cronică T, afecțiuni neurologice, scleroza multiplă, boli reumatismale, lupus eritematos, boală stil, în aria dermatologică, penfigus hidrosadenită, supurativă recurentă, oftalmologice, uveita și de asemenea tratamentul bolii cronice de rinic în faza predializă, tratamentul patologiilor oncohematologice, din care forme de boală a căror mortalitate se apropia de 100 în ultimii ani. Acum putem să spunem că România are acces la terapii moderne și că se depun eforturi de către întreaga echipă, dar numai de întreaga echipă. Ca să faci un astfel de pas, ai nevoie de suportul Guvernului, ai nevoie de suportul Ministrului Sănătății, ai nevoie de suportul Ministrului de Finanțe și de înțelegerea din partea întregii societăți ce eforturi înseamnă și ce pași înseamnă, câtă muncă înseamnă să poți prelua aceste produse. Gândiți-vă că aceste produse, în primul rând, sunt aprobate la nivelul Agenției Europene a Medicamentului, apoi de către Agenția Națională a Medicamentului în România și nu în ultimul rând trec prin niște proceduri foarte, foarte complicate pentru a putea ajunge la pacient. Faptul că pacienții noștri ajung să acceseze astfel de terapii înseamnă, de fapt, o șansă la viață pentru dânsii. Ce mai este important? Alte 67 de medicamente au fost incluse condiționat, nu în ultimul rând, programe naționale de sănătate curative au fost reorganizate. Astfel, la Programul Național de Boli Cardiovasculare sunt tehnicile transcateter, să nu uităm că sunt probleme legate de
are inserție de valvă mitrală, valvă tricuspidă, probleme cu stenoza urticară, cum pot fi rezolvate pentru că există acces la aceste programe. Și nu în ultimul rând, copiii cu tulburări de ritm cardiac au putut să fie incluși și sunt demarate procedurile pentru că acești copii să poată să acceseze tratament, astfel încât tulburările de ritm, bradiaritmiile, atunci când inima copilului bate mai încet, să poată fi ajutat și acești copii să aibă dreptul la supraviețuire. Se fac pași importanți, la fel, pentru ca alți copii care au diabet zaharat de tip 1 să poată să acceseze pompe de ultimă generație. Nu în ultimul rând, pentru implantele cocleare ne luptăm să putem să facem în așa fel încât să nu mai existe liste de așteptare și acești copii să aibă acces. Lucrurile nu stau așa doar pentru copii, se fac eforturi foarte mari pentru toate categoriile sociale, incluse în categoria de persoană asigurată. Pentru noi este esențial, de asemenea, să știți că fiecare pas pe care noi l-am făcut în toată această perioadă a încercat să favorizeze, în primul și în primul rând, accesul pacientului, creșterea accesului, nivelului de acces al pacientului la servicii medicale. Au fost noi unități sanitare, au fost incluse în circuitul nostru, în așa fel încât acești oameni să aibă acces prin programele naționale curative pe care le gestionează casa, să aibă acces la tratament. Colegii mei vor prezenta pe larg aceste etape. De asemenea, ceea ce este esențial pentru noi, s-au făcut pași în așa fel încât și resursa materială să poată fi adaptată la cerințele și nevoile furnizorilor de servicii medicale, pentru că, dincolo de toate, pentru ca pacientul să aibă acces la servicii medicale, avem nevoie de furnizori de servicii medicale care să rămână în țară, să fie motivați să asigure acordarea serviciilor medicale fiecărui cetățean asigurat din această țară. Astfel, ca urmare a eforturilor depuse în acest an, reușim să ne menținem dezideratul numărul 1, acela de a asigura stabilitatea, echilibru și predictibilitatea în finanțarea furnizorilor de servicii medicale, în special în asistența prespitalicească, asta însemnând partea de medicină de familie, partea de asistență medicală prespitalicească ambulatorie cu specialitățile clinice și, desigur, un pas mare s-a făcut inclusiv pentru asistența medicală dentară. Valoarea punctului s-a menținut stabilă, 12,8 la medicii de familie, de la 4,5 în trimestru 4 vom putea ridica la 5 lei valoarea punctului per serviciu în asistența medicală ambulatorie specialități clinice, iar pentru asistența medicală dentară reușim să aducem o valoare de 6.000 în mediul urban și respectiv 9.000 în mediul rural. Și credeți-mă, este un pas uriaș pentru că valoarea acestor puncte s-a mărit de cel puțin 3 ori în asistența medicală dentară. Interesul tuturor este ca oamenii să aibă acces la asistență medicală dentară, la sănătate orală și nu în ultimul rând în zonele rurale, unde știți că este foarte problematic să ajungi la un medic stomatolog, să poată fi facilitat acest acces. Sperăm că în felul acesta să putem atrage tineret, să putem să facilităm accesul pacienților din mediile defavorizate la aceste tipuri de servicii. Iar în ce privește resursa educațională, țin să spun că s-au organizat inclusiv cursuri de perfecționare a personalului din casele de asigurări județene, pentru că au participat recent la un proiect de dezvoltare profesională împreună cu Școala Națională de Management, cu domnul profesor Vlădescu și țin să spun că a fost un curs extrem de interesant, aplicat, care permite actualizarea informațiilor în domeniul managementului. Ce mai este important? De asemenea, pe partea de birocratizare, și aici țin să spun și să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor noi, precum și tuturor celor care au facilitat posibilitatea semnării contractului de finanțare pentru noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Este un pas uriaș. Probabil că noi am pus piatra de temelie și alții vor tăia panglica, dar nu este o problemă. Sunt mândră și bucuroasă să spun că această echipă pe care o vedeți aici a luptat și se luptă în continuare pentru că această platformă informatică să prindă aripi și peste un an, doi ani, sperăm în doi ani, să o putem avea funcțională. Până atunci, sigur, ne luptăm ca și vechea platformă informatică care, din păcate, a ajuns la ceea ce noi numim end of life, deci undeva este, din păcate, într-o situație în care de foarte multe ori produce greutăți în funcționarea și în derularea, în primul rând,
plata corectă a serviciilor medicale, pentru că dacă nu le poți înregistra, nu le poți valida din punctul de vedere al casei și nu poți face plata la furnizori, de unde și nemulțumirea de foarte multe ori crescând a colegilor noștri și pe bună dreptate. Lupta cu această platformă informatică veche, uzată, din păcate, înseamnă de multe ori, știu că nu o să vă vină să credeți, dar sunt nopți întregi în care toți colegii noștri de la IT, prezenți aici și cei nevăzuți, se luptă cu această platformă pentru ca ea să supraviețuiască. Nu am să spun mai mult decât că sper ca în anii următori să avem o astfel de platformă funcțională și să nu fie probleme. Un alt pas care s-a făcut și recunosc că a fost un pas mare și suntem printre puținii care au reușit să implementeze este e-factura. Începând cu data de 1 iulie s-a putut trece la decontarea serviciilor medicale utilizând sistemul de e-factură. Nu în ultimul rând ne reorganizăm pentru a face în așa fel încât punctul național de contact în materie de sănătate în domeniul asistenței medicale transfrontaliere să se poată dezvolta și tot la acest capitol aș reitera un lucru. Faptul că acolo unde spunem de accesul pacienților la servicii medicale, aș spune că în ultimii foarte mulți ani plățile pentru serviciile medicale acordate personal pacienților din România au stagnat datorită diverselor probleme. Pot să spun că în anul acesta am început să plătim către Europa. Începem să ne restabilim credibilitatea, începem să plătim datoriile și asta înseamnă o altă interrelaționare cu colegii din Europa. Ne dorim și sper din tot sufletul să putem demara o campanie astfel încât și cetățenii din vestul Europei să vină și nu doar să aprecieze profesionalismul, devotamentul și în primul rând modul de abordare a de interacțiune cu pacientul din România, dar și să putem avea și noi plăți din vestul Europei înspre noi. Și consider că este important ca valoarea serviciilor medicale achitate în România să se ridice la standardele europene. Știu că ceea ce spun acum încă nu este legiferat, dar este un vis pe care mi-l doresc. Doresc ca și serviciile noastre medicale să fie plătite la fel ca și serviciile medicale din vest. Asta înseamnă, sigur, dezvoltarea condițiilor hoteliere, facilitarea reinserției și reîntoarcerii medicilor din afară înapoi în România. Asistăm în ultimii ani inclusiv la un astfel de proces în care oamenii care au fost școliți în România și care sunt profesioniști de top se întorc în țara lor, ceea ce este un mare pas și sper să trăiesc acest moment și să-i văd că vin, iar serviciile medicale să se întoarcă în așa fel și alții, încât și alții să aibă datorii la noi. Sigur că nu în ultimul rând și aici doar am să citesc și restul am să-l las pe colegul nostru Cezar, pe care domnul Cezar Adub, care s-a ocupat de aceasta și a coordonat activitatea de control. Pentru că au fost foarte multe discuții în spațiu public asupra derulării activităților de control, țin să precizez că o activitate de control până nu se finalizează, nu se prezintă niciun rezultat. Este foarte simplu să ieși în spațiu public și să spui că există suspiciuni, este foarte simplu să vorbești despre personalul medical ca despre un paria, dar este foarte greu să aduci dovezi. Pentru a face în așa fel încât metodologia de control să fie respectată pas cu pas, dreptul fiecăruia de a avea circunstanțe atenuante până la proba contrarie este respectat poate mai mult ca oricând în sistemul medical. Asta nu înseamnă că acolo unde nu sunt probleme nu le prezentăm și nu suntem transparenți. În primele luni ale anului, structurile de control ale casei de asigurări au efectuat 2787 de acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, din care 752 tematice, 1900 operative, 135 inopinante. S-au recuperat o sumă de 65,6 milioane lei. În perioada martie-aprilie au fost verificați 485 de medici prescriptori de concedii medicale selectați pe criteriul numărului de certificate medicale emise. Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la concediile medicale s-au emis 82 de amenzi contravenționale în valoare de 571.500 de lei, 117 avertismente scrise. Nu în ultimul rând există și sancțiuni contractuale și recuperarea contravalorii de 34.419,27 de lei. De asemenea, s-au efectuat verificări la nivel de farmacii, s-au aplicat avertismente scrise, sancțiuni contractuale, 132.413 lei. Direcția de control și antifraudă a efectuat control la nivelul caselor de asigurări de sănătate a furnizorilor de servicii medicale, urmând sancțiunile înregistrate, 177.880 de lei. S-au demarat de asemenea activități în această perioadă, activități de reorganizare a caselor de asigurări de sănătate județene și la nivel național. Este esențial să știți că, din păcate, avem personal foarte redus,
personal greu încercat și personal care de foarte multe ori nu spun faptul că stă peste program, ci faptul că răspunde de foarte multe lucruri. Și acest multitasking, modalitatea de a lucra și a răspunde de foarte multe lucruri, aduce, din păcate, inclusiv semne de sindrom de burnout. Și este cazul să spunem că oamenii aceștia chiar fac treabă și sunt necesari în societate. Nu sunt doar funcționari publici, ci sunt oameni care efectiv servesc țara asta. Așa că este necesar fiecare om din casele de asigurări și fiecare dintre ei își aduce aportul. Ce este important pentru noi? În toată această perioadă am avut în permanență întâlniri cu grupurile de lucru de la nivelul Colegiului Medicilor România, de la nivelul Colegiului Medicilor Farmaciștilor din România, Colegiul Stomatologilor din România, unde încercăm să reorganizăm rețeaua în așa fel încât să avem peste tot, sau cel puțin în cele mai multe din localități, acces la servicii de medicină dentară. Este esențial să știți că am demarat și am avut activități în care ne-am întâlnit cu asociațiile de pacienți, am încercat să soluționăm probleme curente ale activității noastre de practică. Eu am să închei aici, lăsând pe colegii mei să prezinte situația, iar la final, domnul Radu Cezar vă va prezenta în extenso situația controalelor. Țin să vă mulțumesc în mod deosebit încă o dată pentru înțelegere, pentru faptul că ne sunteți alături și ne sprijiniți în primul rând în activitatea de diseminarea informațiilor corecte din punct de vedere medical în rândul societății românești. Mai mult ca oricând, avem nevoie să transmitem un mesaj ferm. Fiecare român este invitat o dată pe an în luna lui de naștere la medicului de familie. De aici începem. Oricât de performant ar fi un sistem, oricât de mulți bani ar fi, niciodată nu o să fie îndeajuns dacă nu înțelegem că noi, ca oameni, ca persoane, suntem artizanii propriei noastre sănătăți. Putem face ceva pentru sănătatea noastră dacă suntem proactivi, dacă încercăm să avem încredere măcar în medicul pe care îl avem. El ne cunoaște, ne este alături. Poate că uneori este obosit, poate că uneori e nervos, poate că uneori e epuizat. Dar să știți că vă e alături și întotdeauna vă va respecta și vă va ajuta. Țin de asemenea să precizez că acolo unde există derapaje, se vor sancționa. Aș dori doar să vă cer să aveți încredere în noi și să aveți încredere că facem tot ce se poate ca lucrurile să fie un pic mai bune. Nu sunt roze, sunt greu. Tot sistemul medical este foarte greu de dus. Gândiți-vă că avem un sistem medical în care peste 19 milioane de oameni sunt și foarte puțini care plătesc asigurări. Avem nevoie mai mult ca oricând să ne responsabilizăm și să înțelegem toate grupele acelea care sunt scutite de plata asigurărilor au nevoie să ne sprijine în așa fel încât la Fondul Național Unit de Asigurări Sociale de Sănătate să existe mai mulți bani, în așa fel încât să putem asigura mai multe nevoi ale românilor. Vă mulțumesc foarte mult și sper să putem colabora cât mai frumos. Vă stau la dispoziție și eu și colegii mei. Mulțumesc! Vreau să dezvoltați partea aceasta cu neasigurații, pentru că sunt niște schimbări importante de la 1 iulie și sunt sigură că și colegii mei vor să știe mai mult. Sigur. Derulăm Planul Național de Combatere a Cancerului. După cum știți, se fac toate eforturile încât acest flagel al secolului 20 și al secolului 21 să poată fi înfrânt. Nu e nici ușor, nu e nici simplu. Ceea ce este important este că acest Plan Național de Combatere și Prevenire a Cancerului acordă posibilitatea oamenilor să poată să acceseze atât servicii de diagnosticare precoce, de tratament și, sigur, pentru persoanele, aș începe cu persoanele asigurate, pentru monitorizarea bolii, pentru inclusiv servicii medicale la domiciliu, servicii medicale de paliație. De ce? Ne propunem în primul și în primul rând, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat, să facem în așa fel încât mortalitatea în România să nu mai fie pe primul loc în materie de cancer. Este important să înțelegem că pentru pacientul cu cancer viața are altă dimensiune, indiferent cum ar fi, și aș vrea să înțelegem cu toții acest lucru. Înțelegerea acest lucru a dus la decizia ca pacientul, persoana neasigurată, ca să fie clar, persoana neasigurată, să aibă dreptul, prin intermediul acestui Plan Național de Combatere și Prevenire a Cancerului, la servicii de depistare precoce a bolii oncologice. Repet, bolii oncologice. Fiecare dintre noi are acest drept, pentru că nu este o boală așa cum ar fi o cealaltă boală infecțioasă sau transmisibilă. 2. De asemenea, pacientul neasigurat poate să acceseze servicii de depistare precoce pentru infecția cu virus hepatitic B, virus hepatitic C, iar gravida pentru testarea HIV.
dezvoltați, vă rugăm frumos, că deja e în vigoare de la 1 iulie. Veniți cu niște cifre, vă rugăm. Păi, tot ce pot să vă spun că în momentul în care noi suntem la sfârșitul, în a doua jumătate, de fapt, a lunii iulie, vă pot spune că a crescut numărul de persoane care s-au prezentat la medicul de familie în vederea depistării. Rapoartele ulterior, lunilor ulterioare, voi putea veni și cu date cifrice. În acest moment, din cele peste 2 milioane de persoane neasigurate, estimate în România, aproximativ 900.000 după statistici s-au prezentat în ultimii 2 ani la medicul de familie. În ce privește această lună, vă voi putea da cifre mai exacte la raportarea lunii următoare. Dacă știm că a crescut, știm totuși cu cât. Da, asta vă spun. La raportarea lunii iulie, care se face în luna august, vă voi putea da cifre exacte despre numărul persoanelor neasigurate care s-au prezentat la medicul de familie. Așa se face. Raportarea corectă vine din partea furnizorilor de servicii medicale. Aceste fonduri care sunt separate de cele de la Casa Națională de Asigurări și din de la bugetul de stabilire sunt limitate sau nu? Fondurile pe care le primesc acești pacienți sunt în funcție de solicitările dânșilor. Deci dânșii se prezintă la medicul de familie, sunt înregistrați, sunt diagnosticați, mă rog, se ridică suspiciunea de boală oncologică la medicul de familie, la ambulatoriul de specialitate, da? Pentru că am dreptul și la servicii să se prezintă direct în ambulatoriul de specialitate clinică, pot beneficia și de spitalizare de zi și, sigur, de investigații în vederea diagnosticării bolii oncologice. Se ridică suspiciunea, se pune diagnostic. Este esențial să se facă acești pași pentru a ști că este diagnosticat oncologic sau s-a infirmat suspiciunea de boală oncologică. Se face la până a realizat. Nu mă refeream la un pacient individual. Eu m-am referit exact, așa v-am și răspuns. Se face plată la realizat. Adică atât cât vor fi, dacă avem 2 milioane de neasigurați, cât să nu? Măcar de atât să se prezinte și să putem să diagnosticăm dacă există risc de boală oncologică. Pentru că, după cum știți, suntem o țară endemică. Endemică înseamnă că avem un procent mult mai mare de îmbolnăviri cu infecții produse de virusul de patru și ce, din păcate, de toată lumea europeană. Asta avem în același timp adicți de droguri, adicți de alcool. Nu vreau să vă spun câți din rândul adolescenților sunt în astfel de situații și încercăm să vedem, să-i depistăm precoce. Riscul de împrăștiere a acestor boli este major. Nu cred că ne dorim ca toate persoane, să știți că toate persoanele, că sunt asigurați sau nu sunt expus la un nu cred că ne dorim ca România să se umple de așa ceva, așa că tot ce putem face este să prevenim. Gândiți-vă că avem lucrători sexuali. Avem, din păcate, din ce în ce mai mulți tineri. Există destul control, deci nu cred că avem destul oameni să controlăm ceea ce se întâmplă. E inadmisibil să se discute la scară deschisă și să se întâmple un control pe scenă. Ne așteptăm sigur cu toți cei care dorim să eradicăm acest flagel. Așa stă. Deci, degeaba aceasta să asumăm, să crești ca să există și ca noi tineri sau orice altă categorie profesională care este expusă. Costurile la nivel social vor fi de nivelul, hai să spunem, cam de 10.000 de ori mai mari decât dacă facem de distanță. Cu cât stadiul de boală care se prezintă în pace, infecție hepatită de tip B, infecție hepatită de tip C și, în ultimul rând, de tip delta, pentru care vă spuneam atunci când am vorbit de programele infecționale hepatite, avem tratament pentru prima oară. Gândiți-vă că lucrurile astea vor evolua dacă nu luăm măsuri. Dacă nu vom vorbi despre consumul de droguri, dacă nu vom vorbi despre infecțiile transmise sexual, dacă nu vom vorbi despre lucrătorii sexuali pe care îi vedeți pe Mihai Brauer și pe persoane, prima dată nu vrem. Cum vă rugați o persoană care vrea să vă prostituiți? Sunt măsuri care se amendă la administrației locale, noi încercăm să facem tot ce putem ca să avem grijă de fără să te adresezi la serviciile medicale, să știți că este iluzoriu orice.
s-a creat o portiță. Educația înseamnă principala misiune. Și am să spun până în prima zi a vieții mele. Fără educație pentru sănătate, nu se poate întâmpla nimic în România, oricât spate de medicii sănătate. Consider că educația pentru sănătate are nevoie să devină obligatorie și mi-asum. Acasă am 7 nepoți. Îmi doresc să fie și bine șalotele. Îmi doresc să meargă la școli sigure. Așa că da, o să militez pentru educația pentru sănătate, pentru fiecare unitate de învățământ din țara asta, indiferent de nivelul ei. Cum procedează o persoană care practică prostituția neasigurată ca să-și verifice starea de sănătate? Se duce la medicul de familie, se înregistrează, urmează să fie depistată, se face o testare. Dacă se dovedește pozitivă, merge înspre simbolile, înspre spitalele de boli infecțioase, urmează parcursul tratamentului. Totul este ca noi să avem grijă să nu se întoarcă acolo, pentru că ceea ce nu realizăm face efort întreaga societate pentru a asigura tratament, dar oare întreaga societate face efort pentru a înțelege că educația și un loc de muncă stabil poate să distrugă acest flagel numit prostituție? Eu vă pun întrebarea. Persoana care este diagnosticată cu boală cronică intră într-un program. Dar după diagnostic, ăștia sunt alți pași și se pot asigura foarte multe lucruri, pentru că sunt implicate nu doar organizația locală, administrația centrală, ci sunt implicate foarte multe ONG-uri. După cum știți însă, procentul acesta, vedeți, asta este, și iertați-mă că fac o paranteză, este ușor anacronic. Pe de o parte, noi nu ne dorim să știm că există aceste persoane, pe de altă parte, întoarcem capul când vedem aceste persoane, pe de altă parte, nu ne dorim să se aloce sume pentru aceste persoane. Dar atunci când vrem să fim siguri că nu ne se vor îmbolnăvi, nimeni din familia noastră nu se va îmbolnăvi de bolile pe care le pot transmite, ne punem întrebarea, de ce trebuie să dăm bani? Trebuie să dăm bani pentru ca să oprim acest flagel. 1. Și 2. Avem nevoie să ajutăm aceste fete să fie educate și să meargă la un loc de muncă, să stârpim pe cei care sunt în spatele lor, dar asta deja este o altă problemă care depășește aria aceasta a Casei Naționale de Asigurări. Noi ceea ce putem face este să sprijinim oamenii în suferință. Vă rog, mulțumesc. Ați indicat cumva această problemă și la nivelul altor instituții, la Ministerul Sănătății, la Ministerul de Interne, există o colaborare între toate aceste instituții ca să... Toate aceste instituții de la nivel guvernamental colaborează împreună pentru a găsi modalități de educație, modalități de prevenție și nu în ultimul rând de supraveghere a extensiei acestor boli. De asta se și iau măsuri și se implică toată lumea pentru a găsi soluții, pentru că numai tratând pot să facem așa fel încât să nu se extindă aceste boli. Și cum reușim să facem mai exact prevenție? Că dacă ne spunem... Prin educație, în primul rând. Fiecare om poate educa. În primul rând, dumneavoastră aveți cel mai important rol de a transmite acest mesaj că educația înseamnă un viitor stabil, că prevenția înseamnă sănătate pe foarte multe decenii și nu în ultimul rând creșterea calității vieții, creșterea perioadei de durate active de viață. Dacă ne raportăm cel puțin la consumul de droguri, foștii consumatori spun în felul următor: am încercat să mă las, am făcut pași, am fost internat într-un centru de dezintoxicare și când am ieșit de acolo, dacă nu m-a preluat un ONG să mă ducă mai departe, să mă aștept să mă integrez, am rămas în același loc. Vedeți, dumneavoastră, există programe naționale de sănătate, inclusiv pentru toxicodependență. Totul este ca să existe concursul întregii societăți. Un adict, din păcate, este o persoană a comunității. Până când nu se implică toată comunitatea, rămâne doar povara unei familii și, din păcate, reabilitarea, reinserția socială a acestei persoane este una dintre cele mai dificile provocări de sănătate cu care ne confruntăm astăzi. Și este o problemă de sănătate publică și va crește în viitorii ani. Așa că, da, trebuie investiți în acest domeniu, trebuie formați oameni, de-aia v-am și spus că se discută despre resursă umană, resursă materială, resursă educațională și, în primul rând, despre acel awareness, acea conștientizare la nivelul societății că există patologie nouă care vine peste noi foarte tare. Ați spus și că sunt foarte puține persoane care plătesc asigurări pentru sănătate. A existat la un moment dat o discuție în spațiul public prin acele măsuri fiscale ce ar putea fi introduse de anul viitor ca să fie eliminate toate aceste excepții care au rămas în vigoare. Nu, îmi cer scuze, dar despre măsuri fiscale nu cred că trebuie să discutați cu noi. O veți avea cu ministrul de finanțe ca să aduceți mai mulți bani la bugetul de sănătate? Noi depunem aceste, avem întâlniri aproape săptămânale, dacă nu bisăptămânale, cu domnul ministru de finanțe, depunem cu toții eforturi pentru a găsi soluții, pentru că, din păcate, numărul de pacienți crește pe zi ce trece,
fondul alocat sănătății a crescut mult față de alte dăți, dar este insuficient în continuare, pentru că noi avem o alocare de 6,5% din produsul intern brut, pe cât alte țări din vestul Europei au o alocare de 11-14%. Din punctul nostru de vedere, dezideratul nostru este să oferim calitate, dar trebuie să fim conștienți și de nivelul alocării bugetare. 2. Atâta timp cât asta este alocarea bugetară, vom face tot ce se poate, dar nu putem face mai mult decât se poate. Și este important să înțelegeți că, da, se depun eforturi consistente în a avea colaborare interinstituțională cu toate instituțiile abilitate pentru a putea accesa fonduri pe toate căile posibile. Ce este important să știți este că, într-adevăr, la acest moment avem așa un total de 16.764.725 de persoane asigurate la nivelul casei de asigurări. Avem plătitori 6.238.119, neplătitori 10.526.606, din care fac parte pensionari, copii, dar într-o formă de școală. Sigur, există și foarte multe categorii scutite. Nu toate sunt apanajul casei de asigurări, însă problemele de sănătate ale românilor sunt apanajul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. De asemenea, reiterăm că și la nivel de Ministerul Sănătății se derulează activități de prevenție, deci există și de acolo un sprijin consistent. Și întreg efortul a depus. Să știți că n-am avut probleme în a nu fi înțeleasă nevoia de alocare financiară pentru sănătate. Am avut probleme în a se aloca efectiv fonduri, pentru că dacă nu sunt încasări, taxe, impozite și din ce mai fi, atunci, într-adevăr, Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate este mult redus, ori acest fond în acest moment este la Ministerul de Finanțe, la ANAF, cei care colectează aceste fonduri și nu la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate depune demersuri consistente și o să vă povestească colegii, dacă ne permiteți, pentru a accesa aceste fonduri și pentru a le aloca, pentru că Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate nu este doar alocat numai pe un palier. Sunt foarte multe paliere pe care are nevoie să le acopere. Și atunci, sigur, că se fac eforturi extrem de consistente. După cum știți, obținerea celor 3 miliarde de lei care să ne asigure stabilitatea, predictibilitatea pentru trimestrul 4 a fost cheia de voltă a acestui mandat pentru a putea asigura stabilitatea și, într-un fel sau altul, ceea ce tot timpul am să spun, avem nevoie să fim demni atunci când suntem furnizori de servicii medicale. Plata nu este per persoană pentru medicul respectiv. Plata este pentru serviciile pe care le aduce. Recunoștința societății față de efortul pe care îl face corpul medical și noi, la fel, având relații de furnizori de servicii cu dânsii, să știți, realmente cred că trebuie să ne uităm cu foarte mult respect la ceea ce înseamnă corp medical. Încă o dată spun, derapajele nu sunt cele care ne dau nota. Medicii buni sunt cei care vă îngrijesc. Acei foarte puțini care nu sunt așa cum trebuie. Nu ne fac cinste. Vreau să vă întreb, spuneați despre noua platformă asigurării de sănătate, da, că va intra în vigoare cam în 2 ani. Ce va aduce ea nou pentru pacienți? Dacă vor mai fi valabile acele carduri de sănătate, de asigurări, vor fi alte carduri sau nu va mai fi nevoie de un card de sănătate odată cu intrarea în vigoare a acelei noi platforme? Care vor fi noutățile pentru pacienți? În primul și în primul rând, noua platformă informatică va cuprinde absolut tot ce este la acest moment, plus, în afară de asta, foarte multe noutăți pe care le avem. Absolut, după cum știți, conține SIPE, adică ceea ce înseamnă prescripția electronică, și vă spuneam că încercăm să facem în așa fel încât un cetățean român să-și poată lua rețeta de oriunde din Europa, nu doar din România. E un pas uriaș să nu mai existe pe formă de hârtie. Da? Deci ăsta este un prim pas. Nu în al doilea rând, ceea ce înseamnă, spunem noi, e-health, e important să știți că poate fi accesat, deci se vor face demersuri în această nouă platformă încât fiecare cetățean să-și poată accesa propriul dosar electronic, dar și de securizarea acestor date. Vorbim despre redimensionarea acestei platforme pe care noi o avem acum și reînnoirea ei. Se rescrie practic această platformă și încercăm nu doar să o redimensionăm, dar să o facem interoperabilă, încât toți furnizorii de servicii medicale să poată vedea dosarul unui pacient în așa fel încât să-l poată ajuta, să-l poată interveni și să simplifice viața și traseul pacientului. Cred că cel mai în măsură, plus că va avea o interfață prietenoasă care va permite inclusiv accesul persoanelor cu dizabilități la a
prelua date și la accesa propriul dosar. Sunt pași importanți care se fac, dar care durează foarte mult, din păcate. Bine, sigur, estimatul de 2 ani. Noi am zis chiar că încercăm să facem mai repede, dar nu ține întotdeauna doar de noi. Deci sunt foarte multe lucruri care vor facilita accesul pacientului la servicii medicale, inclusiv sistemul de programare, inclusiv sistemul de accesare al diverselor specialități, dar baza, cel mai important deziderat al nostru, este reprezentant de securizarea datelor tuturor românilor. Avem nevoie de securitate cibernetică mai mult ca oricând. Avem nevoie să știm că atunci când mergem în sistemul medical, sistemul medical asigură confidențialitatea datelor noastre și nu intrarea în aceste sisteme. Mai mult ca oricând avem nevoie de asta. Și vreau să vă întreb, apropo de faptul că se vorbește de România acum ca o țară unde se și consumă droguri, nu este doar o țară, să zic așa, de tranzit, cât de grav este acest flagel? Până la ce vârstă a coborât, să zic, flagelul consumului de droguri? Sunt consumatori de droguri sub 16 ani, sub 15 ani, sub 10 ani? Conform datelor Agenției Naționale Antidrog, unde există o echipă de lucru interministerială, pot să vă spun că cel puțin acum 3 luni, aproximativ 3 luni, coborâseră până la 90 ani. Există dealer de 12 ani, există, din păcate, după cum bine știți, bomboane cu diverse preparate și, din păcate, sunt la accesibile, mai ales acolo unde există, să zicem, aglomerații nesupravegheate de adulți. Mai e ceva, modelul adulților, modelul vedetelor, modelul de bon ton de la, cum vedeți dumneavoastră, de la marile conferințe, de la marile festivaluri. Nu sunt tocmai de bun augur. În România există centre de dezintoxicare specializate pe diverse probleme. Că vorbim de jocuri de noroc, că vorbim de droguri, că vorbim de alte nenorociri de felul ăsta. Există, ar trebui să existe, care este situația în momentul de față? Noi avem un program național curativ care are în prevederi pe partea de toxicodependență. Ceea ce vă pot spune este că, din păcate, nefiind mapată exact situația și neștiind exact la acest moment, și absolut onest, pentru că nu noi facem asta, noi încercăm să ajutăm și să sprijinim, neștiind exact dimensiunea acestui fenomen, la acest moment cred că serviciile sunt total insuficiente. Avem nevoie de personal pregătit, avem nevoie de posibilitate de intervenții și de alocare de fonduri. Legat de sancțiunile dintre furnizorilor de servicii medicale, puteți să ne spuneți dacă s-au dat sancțiuni pe partea de efectuare analizei persoanelor cronice sau pe motiv de... Dacă s-au dat sancțiuni furnizorilor care nu au făcut analize persoanelor cu boli cronice pe motiv că nu mai au fonduri sau alte motive. Știți ce discutam? Persoanele cu boli cronice care se programează la analize și le se spune că se trebuie să primi. Da, dar noi acum avem monitoarele, să știți. Avem monitoarele pe care sunt prevăzute. Veniți punctual și discutăm în privința a tot ce s-a întâmplat și, dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul, pentru că ar fi important și probabil că veți avea și un tablou mai apropiat de ceea ce mă întrebați. O să dau cuvântul colegului nostru, care este director la control și antifraudă, pentru a vă prezenta în detaliu situația acestor controle, pentru că în mod cert veți găsi foarte multe răspunsuri. Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă rog să veniți aici în locul meu. Vă rog eu frumos! Nu, mă vreau să vin aici ca să vorbim, vă rog să vorbiți la microfon. Este redus. Deci, întâi de toate, nu pot să dau detalii referitor la un anume furnizor, o anume persoană. Din punct de vedere statistic, datele pe care le a prezentat și doamna președinte și pe care le-am și eu, se referă la modul general. Punctual ceea ce întrebați dumneavoastră. Da, s-au aplicat sancțiuni în astfel de cazuri. Din păcate, sancțiunile nu rezolvă întotdeauna problema. Aici, cred că este posibil să fie o neînțelegere. În condițiile în care se constată în cursul unei acțiuni de control că s-a încălcat o obligație de către furnizor, este o obligație a furnizorului, aceea de a acorda servicii. Lipsa plafonului nu poate fi justificată pentru acele investigații
pentru care nu este prevăzută o limită a valorii de contract. Este o încălcare a obligațiilor contractuale și se aplică sancțiunile așa cum sunt ele prevăzute. După cum v-a spus și doamna președinte, în cadrul numărului de acțiuni de control, deși sunt puse în total, noi avem acum datele actualizate pentru semestru 1, că s-a încheiat raportarea. Practic am ajuns la peste 100 de milioane în ceea ce privește valoarea sancțiunilor. Le cuprinde și pe cele la care faceți dumneavoastră referire. Puteți să dați câteva cifre, vă rog, e frumos, e important, deci, la rapoartele de control. La rapoartele de control, revin, nu pot să dau fiecare raport de control, dar în ceea ce privește sancțiunile aplicate, sunt 100.676.000. Deci la nivelul ăsta s-a ajuns în cadrul semestrului 1. Practic a mai crescut de la 60 și ceva de milioane, am atins nivelul de 100 de milioane. Nu este mult, nu este puțin, nu putem face o astfel de comparație. Ceea ce încerc să spun este că de fiecare dată când în cadrul unei acțiuni de control se constată abateri de la ceea ce prevede contractul, dar abateri de la legislație, se dispun măsurile în consecință. Asta nu înseamnă că se asigură imediat și instantaneu disciplinarea tuturor furnizorilor. Poate mai apar cazuri. Rolul nostru este ca, pe cât posibil și în limita resurselor de care dispunem, din păcate destul de reduse, practic nu putem constitui mai mult de 100 de echipe la nivel național. Dar și acesta este un număr maxim, din păcate. Dar revin, ați pus întrebarea, exceptând situația în care cunoașteți un caz punctual de care să mă întrebați și să pot să mă duc să caut datele, nu am cum să vă dau altceva decât un răspuns la nivel general. Date ce vin numărul de controle, le veți primi în comunicatul final. Deci nu e niciun fel de problemă. Important este să se înțeleagă principiul. Nu tolerăm derapajele, mergem și verificăm tot ce se poate, dar asta este capacitatea pe care o avem. Că personalul este foarte redus în casele de asigurări. Personalul disponibil, pregătit, pentru că trebuie să respecte o metodologie, trebuie să parcurgi niște pași. Este oricine capabil să facă asta. Este foarte complicat și trebuie făcut exact respectarea tuturor prevederilor legale. Altfel putem fi și noi acționați în justiție, că am încălcat drepturile acelei persoane de a fi considerată nevinovată când a aprobat contrariul. Fiind și activitatea medicală este mult mai complicată. Dacă mai sunt întrebări pe domeniul ăsta. Puteți spune și ce s-a descoperit la medici de familie sancționați pentru că au eliberat concedii medicale? Adică erau prea multe concedii medicale pentru o singură patologie? Sau a fost acea discuție cu durerile de spate? Da, cu celebrele discuții legate de acordarea certificatelor de concedii medicale. Noi, din punct de vedere al competențelor pe care le avem, nu ne pronunțăm asupra diagnosticului, ci vedem dacă există în spatele concediului medical, de exemplu, oricare ar fi el, pentru orice afecțiune, trebuie să existe și documente medicale. Consultație, tratament, ceea ce trebuie să fie, ca să spun, a existat un act medical care a dus la emiterea concediului, certificatului de concediu medical, pe de o parte. Iar pe de altă parte, pentru emiterea certificatului de concediu medical, există niște condiții prevăzute în dispozițiile de reglementare. În contextul în care faceți referire doar la un singur subiect, eu vă spun că pe toate domeniile, pe toate diagnosticele, așa cum am prezentat pe scurt aveți astea, au fost 100 și ceva de avertizmente, au fost rezilieri de convenții de eliberare de concedii medicale, excluderi din convenții, amenzi contravenționale în sumă de 571.000 de lei,
avertismente scrise și sancțiuni contractuale de 34.000 de lei. Este vorba de ceea ce s-a făcut pe o acțiune operativă, un set de acțiuni operative la un număr de 485 de medici prescriptori, selectați după criteriu top 10, top 20 de medici prescriptori în anul 2023. Concedii liberate și nu existau aceste documente medicale sau... De ce au primit acele sancțiuni? Păi, exact cum v-am explicat. Pe de o parte, dacă nu există documentele care atestă efectuarea, eliberarea certificatului medical în baza unui act medical, se aplică sancțiunea constând în amendă contravențională sau se recuperează contravaloarea serviciilor medicale acordate. Dispozițiile de reglementare actuale nu ne permit să ne îndreptăm împotriva beneficiarului de concedii medicale în sensul recuperării contravalorii, să spunem, indemnizației de concediu. Însă, plătitorul de concedii, care este angajatorul, poate refuza la plată în baza rezultatelor acțiunilor de control. Poate refuza la plată acele certificate de concediu medical. În acest sens, în momentul în care ajungem, să spunem, după ce angajatorul a plătit certificatele de concedii medicale, noi nu putem interveni în mod direct în sensul de a recupera cumva contravaloarea. Nu avem o astfel de prevedere în legislația actuală. Ne îndreptăm împotriva medicului. Așa cum am spus, facem rezilierea convenției de eliberare a concediului medical. Este o sancțiune destul de drastică, medicul respectiv nu va mai putea elibera certificate de concedii medicale. Și aplicăm sancțiunile contravenționale, dacă este cazul. Dacă mai sunt întrebări pe această temă, dacă nu, puteți adresa întrebări, mulțumim foarte mult, puteți adresa întrebări colegilor din celelalte departamente. Aș avea eu o întrebare. De ce s-a ajuns în situația în care un pacient trebuie să aștepte chiar și 5-6 luni pentru care sunt răspunsurile și ce sunt răspunsurile? Pentru că un pacient care s-a programat la începutul mandatului dumneavoastră, probabil că nu putează avea acum. Doamna Perioadele de listele de așteptare. Să știți că perioadele s-au scurtat foarte mult. Nu mai sunt perioade atât de lungi. Dacă aveți situații punctuale, vă rog să ni le aduceți la cunoștință. Investigațiile, accesul la investigație a crescut foarte mult, pentru că realmente nu avem niciun interes să avem liste de așteptare, ci să punem diagnostic, să tratăm pacientul și să-l ajutăm spre procesul de reinserție socială. Nu are nimeni interesul ăsta. Există însă acest ambuteiaj, sau cum doriți să-i spuneți dumneavoastră, în centrele mari, unde, din păcate, adresabilitatea este mult mai mare decât în alte centre. Vă spuneam că există zone din țară unde s-au dezvoltat spitale de top. Și aici vorbim, să știți, de Rădăuz, de Suceava, de județe care preiau pacienți care ajung să meargă acolo pentru că există o altă... Nu mă înțelegeți greșit, nu e treabă de adresabilitate, este până la urmă. Deci, colmatarea acestor servicii se face atunci când toată lumea vrea la București. Dacă ești din Cluj, nu trebuie neapărat să vii la București, te poți duce la Cluj. Deci fiecare centru zonal are aceleași facilități ca și centrele universitare foarte mari. Și atunci, adresabilitatea ține foarte mult de conștientizarea, de aflarea faptului că există furnizori de servicii de top în fie aproape spun, în fiecare zonă mare din țară, deci la nivel județean. E important să știți, să știm punctual despre ce vorbim, ce afecțiune, pentru că nu te poți duce chiar pentru orice să faci remene, că ajungem să aruncăm pacientul în vidul tehnic, pe cuvânt. Adică dacă ai o problemă de sănătate, mergi la circuitul, cel mai important lucru este să știm care este traseul pacientului. Pacientul se adresează medicului de familie. Dacă acesta nu rezolvă la nivelul dânsului, pentru că nu poate, nu are cu ce și trimite mai departe, consideră că este de trimis în ambulator, va merge întâi în fosta policlinică, ambulatorul de specialitate, da?
cu specialități clinice și paraclinice. Adică este nevoie de investigații de laborator ca să se clarifice diagnostic, ok, îl trimite. Este nevoie și de investigații imagistice, îl trimite, adică radiologie. La prima dată nu ducem și facem o radiografie, nu ducem direct la RMN, că atunci să merte Dumnezeu, nu o să avem niciodată suficienți bani. Deci ierarhizarea se face de către medicul curant, care este managerul de casă. Dânsul își asumă ce face cu pacientul, unde îl trimite și de ce, sigur, respectându-i independența profesională. Nici nu se pune problema. Un medic independent profesional decide cu expertiza lui și cu capacitățile lui ce trebuie să facă cel mai bine pentru pacient și îl rezolvă la nivelul lui sau îl trimite. Medicina de familie rezolvă aproximativ 75-80% din lucruri. Se duce și spre ambulator, unde la fel poate fi investigat și tratat corect. Nu se rezolvă și este urgență, pleacă în spital. Nu merg la spital să fac RMN pentru orice. Pentru că atunci nu vor fi fonduri suficiente. Avem investigații CT în fiecare spital din țara asta. Nu cred că există foarte multe spitale care să nu permită accesul pentru acest serviciu. Sigur, cu toții ne dorim investigații de top, dar trebuie văzut dacă e nevoie de ele. Nu doar să cerem în plus. Dacă sunt situații punctuale în care dumneavoastră știți că nu s-a respectat ceea ce este un parcurs firesc și legal al pacientului, vă rog să ne aduceți la cunoștință și vedem care este situația pentru ca să vă pot da un răspuns. Altfel este incorrect față de colegi pentru că nu ne dorim liste de așteptare. Să știți că situația, și am omis să spun la început, începând cu luna aprilie și mai, plata furnizorilor de servicii pentru serviciile realizate se face 100% sau inclusiv la nivel de farmacii, nu mai avem blocaje de plată. Sunt niște eforturi uriașe care se fac pentru a fi plătite aceste servicii, dar ele trebuie justificate exact așa cum a spus și domnul Cezar Radu, foarte clar în foaia de observație a pacientului. S-a prezentat pentru următoarele simptome. Am efectuat următoarele investigații, care se fac progresiv, gradual. Deci nu îl trimit direct la RMN și eu ne-am făcut o proteină C-reactivă și o hemogramă, să văd despre ce vorbim. Examenul clinic nu va putea fi atunci când pui mâna pe bolnav, interacțiunea cu pacientul, anamneza, istoricul bolii pacientului, niciodată nu vor putea fi înlocuite de nicio inteligență artificială. Contactul cu pacientul este cel mai important și apoi restul se ierarhizează. Ce garanții de umpelipsul pacienților și spitalelor de asta chiar este o întrebare de 100 de puncte și vă mulțumesc frumos pentru ea. Nu ofer niciun fel de garanție, doar ofer garanția profesionalismului nostru, că vom face tot ce ne stă în putință ca să putem asigura accesul pacienților la servicii, plata cât de corect a furnizorilor de servicii medicale și nu în ultimul rând dialogul permanent interinstituțional cu toți cei care pot să decidă pentru sistemul de sănătate. Nu cred că încetăm zi noapte să discutăm despre faptul că starea de sănătate a românilor nu este cea mai bună, că din păcate avem probleme de sănătate crescânde și devin din ce în ce mai complexe pentru că și mijloacele de investigație la care au acces românii au crescut, s-au diversificat, pentru că și noi putem pune diagnostice care altădată se puneau numai la AKH în Viena și acum se pot face și la noi și noi putem aplica tratamente pentru boli din ce în ce mai sofisticate și nu mai trebuie să plece neapărat în afară. Dar asta înseamnă nevoia financiară. Costurile au crescut în sistemul medical, nu mai sunt aceleași costuri. Gândiți-vă că au crescut aproape exponențial costurile pentru materiale, deci pentru medicație. Sunt molecule noi, moleculele noi nu sunt ieftine, să știți. Decizia de a aduce o moleculă este o luptă pe care cred că ar putea să vă povestească colegele mele, atât Oana Mocanu cât și Roxana Radu, va putea povesti două zile despre cum este ca să poți să accesezi o moleculă nouă. Este o luptă la baionetă. Nu este ușor, să știți. Grevează sistemul sanitar, așa că da. Și ieri mi-a spus doamna Pescaru, ministru secretar de stat la Ministerul de Finanțe, că mă vede destul de des împreună cu echipa. O să mergem în continuare. Asta e singura garanție. Faptul că suntem persuasivi și ferm hotărât să facem ceva și să lăsăm ceva în urma noastră în aceste câteva luni de mandat. Apropo de nevoia de finanțare, există fonduri până la sfârșitul anului pentru toate capitolele pe care trebuie să le acoperiți ca finanțare? La acest moment, asistența medicală prespitalicească este acoperită. Așa cum vă spuneam, toate cele trei segmente, segmentul de medicină dentară, de medicină de paraclinic, care va avea o creștere de 0,5 în trimestrul 4 și, sigur,
partea de medicină de familie. Ceea ce putem spune este că se depun eforturi pentru ca și spitalul să fie acoperit, dar avem, sigur, restricții. Nu restricții, nu mă înțelegeți greșit. Avem, din păcate, limitări ale capacității noastre, pentru că nu știm în acest moment câți pacienți vor veni. Deci, vedeți, e o perioadă, să zicem, de ușoară, ușoară, foarte ușoară acalmie, dar grevată de probleme administrative foarte mari, această perioadă de trecere de la, de la introducerea noului contract, așa cum ați întrebat, al căror rezultatele vom ști în lunile următoare. Predicția a fost să faci cam după 3 luni, să vezi ce se întâmplă. Mi-aș dori să pot să spun că da, am bani pentru totul până la sfârșitul anului. Nu am suficienți bani. Am bani foarte drămuiți, atât de drămuiți încât mă uit așa. Dar asta nu înseamnă că nu avem promisiunea că vom fi susținuți și că vom putea merge înainte. Ceea ce v-am comunicat este ceea ce s-a realizat. Ceea ce dorim, nu am cum să comunic în acest moment, decât da, voi face eforturi împreună cu echipa mea pe care o vedeți aici și cu toți ceilalți din spatele nostru, să facem în așa fel încât fiecare decident să înțeleagă că fără sănătate nu se poate. Că, din păcate, starea de sănătate este cea care este, că nu există încă prevenția dezvoltată la nivelul în care ne-am dorit, că încă nu știm să mergem la medicul de familie pentru că spunem că nu vrem, nu avem timp și sănătatea noastră se duce pe apa sâmbetei și nu, în ultimul rând, mergem în stadiu aproape terminal de boală. Asta este gravitatea. Ajungem în situații grave în care au nevoie de intervenții majore. Și atunci, costurile pentru un astfel de pacient care vine în ultimul stadiu depășesc costurile a poate a 1000 de pacienți care ar merge în stadiu de prevenție. De asta tot spunem, orice estimare am face, niciuna nu este fericită sau exactă, pentru că va veni perioada de toamnă, oamenii se vor întoarce din concediu, după cum vedeți cresc și cazurile de COVID, după cum vedeți încă suntem în epidemie de rujeolă și după cum vedeți acoperirea vaccinală scade și multe alte lucruri care ar putea să ne sprijine pe parte de prevenție se duc în jos. În momentul întoarcerii la școală vom vedea noua situație și vom avea o altă predicție. Deci după primii pași, după 1 iulie, ne trebuie cam 3 luni să vă spunem cam cum stăm. Mulțumesc foarte mult! Online și ce schimbări vor fi, ce vor face vârstnicii care nu știu să folosească telefonul. Liviu, ar putea să intervii, te rog? Haide, tu. O să dau cuvântul colegilor de la IT fără niciun fel de problemă, pentru că este mai complexă povestea. Hai, Liviu, aici. Așa, Liviu, hai aici. Nu aștept. Bun. Să vă răspund la întrebare. După cum cunoașteți, există un program național al cărții de identitate electronică la care Casa Națională a achesat și pentru care o partiție sau este dedicat o funcție acestei cărți electronice de identitate a suplini actuala funcție a cardului de sănătate. Pentru cei vârstnici rămâne în continuare, cel puțin la momentul ăsta, posibilitatea eliberării cardului național până la emiterea la întreg, la nivel național, a cărții de identitate electronice pentru toată populația. Și când se vor elibera aceste cărți electronice odată cu intrarea în vigoare acelui nou sistem de asigurări? Proiectul de carte de identitate electronică este proiectul Ministerului Administrației și Internelor. După cum cunoașteți, a fost acel proiect pilot la Cluj, la care și noi am participat. Nu avem posibilitatea noi la casă să răspundem când și în ce care este progresul acestui proiect privind extinderea la nivelul altor unități teritoriale. Sub ce formă? Adică va fi o aplicație pe telefon sau cum anume? Vorbim de cartea de identitate electronică, cea pe care, la nivel european, ne este impus un standard și la care, cum vă spuneam, avem posibilitatea de a ne identifica și de a accesa platforma informatică a Asigurării Sociale de Sănătate. În noua viziune a platformei, sigur că, așa cum dosarul electronic este de dorit să fie accesat și după telefon, în măsură de securitate, și autentificarea tehnologic se poate face cu aplicația și aplicația mobilă. Deci, practic, aceste carduri care sunt acum nu vor mai fi valabile.
cele care sunt sigur că da, sigur că da. Știți că și un demers al Casei Naționale din urmă cu câțiva ani pentru economie și pentru tot în susținerea proiectului național de carte de identitate a fost acela de a scrie un nou certificat cu o valabilitate de alți 7 ani, tocmai în acest spirit de a trece la un singur instrument de identificare în toate actele administrative naționale, că este sănătate, că este evidența populației, etc. Să ne mai zici și o dată numele dumneavoastră. Liviu Popescu, director Tehnologie Informației. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim foarte frumos pentru participare și pentru faptul că ne-ați acordat acest privilegiu de a prezenta în fața dumneavoastră toate rezultatele pe care am încercat să le atingem în munca de echipă. În primul și în primul rând, asta a fost cel mai important deziderat, să avem o echipă cu care să lucrăm și nu în ultimul rând să deschidem casa înspre pacienți, înspre furnizori și înspre decidenți. Încercăm să știți pe cât se poate să mișcăm lucrurile, dar este complicat, acolo unde starea de sănătate este încă la un nivel extrem de precar, unde accesul la sănătate încă este problematic, încă avem 182 de localități fără medic, încă avem zone în care nu avem toate specialitățile, încă avem un deficit de personal mediu, să nu uitați, nu sunt nici medici foarte mulți, dar nici personal mediu dornic să rămână în sistem nu este foarte mult, pentru că avem o migrație mai mare la personalul medical mediu decât la medici, medicii tind să se întoarcă și avem, din păcate, încă probleme de infrastructură. Infrastructură învechită, infrastructură care nu corespunde cerințelor actuale, aparatură învechită, costuri foarte mari pentru menținerea acestora, uneori atât de mari încât ar fi mai ușor să le schimb, dar schimbarea nu vine dintr-o dată. Avem încă dorința de a dezvolta servicii pe care nu le-am avut înainte, însă asta se poate face doar cu raportul cost-beneficiu, în funcție de ceea ce avem, cum distribuim. Cam așa stăm. Sper. Acele 182 de localități sunt din mediul rural? Avem patru locuri. Vă dau un exemplu. Sunt patru localități la granița cu Ucraina în Suceava. Vă întreb. V-ați duce cu sufletul deschis să fiți medic de familie acolo pe graniță? V-am dat un exemplu. Depinde cum sunt primiți de autoritățile locale. Dacă autoritățile locale nu pun la dispoziție. Doamne, vă iubesc, pe cuvânt că vă iubesc. Numai faptul că ați spus autoritatea locală este un lucru de înțelegere a faptului că dacă dorești medic, avocat, preot, notar, ai nevoie să faci un efort de înțelegere că acești oameni, care sunt totuși oameni educați, vin acolo și rămân acolo dacă tu îi susții, prin faptul că, vedeți dumneavoastră, nu vorbesc de perioada idilică, antebelică, în care mi-aș dori să fim partea asta, dar nu poți să trimiți pe cineva dacă nu-i oferi niște condiții minime. Oamenii au nevoie de înțelegerea acestui fapt. De asta încercăm să dezvoltăm și sisteme alternative încât să putem ajuta acești oameni. De exemplu, un lucru îmbucurător este că la nivelul județului Tulcea, acum mai avem o singură localitate fără medic de familie, au preluat medici de familie, au deschis puncte de lucru și au preluat zone întinse, dar una este să mergi 70 de kilometri pe apă pe care poți să-i faci în 4 ore în funcție de ce șalupă ai sau în funcție de o oră dacă este o șalupă performantă care se întreține foarte bine și unde costă mult mai mult un rezervor de motorină, de benzină cu ce o merge șalupa respectivă și nu fie iertată neștiința, să știți că ajunge la aproximativ 800 de RON. Ori acele servicii, inclusiv șalupele medicalizate, sunt o mare problemă, pentru că o șalupă medicalizată care merge să acorde primul ajutor poate transporta un pacient, pe când șalupele care aduc pacienții cu dializă aduc mai mulți pacienți. Sunt situații reale, situații cu care ne confruntăm și pentru care cred că o săptămână nu ne-ar ajunge să vă povestim cum e. Pentru că atunci când vorbim de localități neacoperite de medici, vorbim de localități în care poate administrația locală nu se implică sau se implică până la un punct, nu-și asumă, pentru că trebuie să oferi și niște condiții, știți? Nu vorbesc de vremea când se mergea cu șareta și cu calul, noi vorbim acum de telemedicină, vorbim de dotare, vorbim de aparatură pe care casa de asigurări după 5 ani nu mai ia în seamă. Deci trebuie reînnoite. Ori acest proces de reînnoire înseamnă un proces de investiție, este în derulare, nu este obiectul acestei discuții, dar este în derulare. PNRR-ul, după cum știți, PNRR-ul, sunt 2600 de cabinete medicale care vor fi dotate din cele 10.000 și... Despre asta vorbim. Accesul la schimbare înseamnă la și informație, înseamnă și educație permanentă, înseamnă și implementarea acestor proiecte. Deci sunt foarte multe cauzele care duc la depopularea,
de certificare a sistemului medical. Însă, în ultimii ani, de ce să aș încheia optimist spunând că în ultimii ani situația a mers ușor, ușor, spre mai bine. Nu foarte bine, dar spre mai bine. Doresc la fel să văd spitale care să fie moderne, civilizate, dar cu infrastructura pe măsura aparaturii pe care o au. Pentru că au specialiști de top, care, din păcate, nu au cu ce lucra. Infrastructura este ruginită, căzută și atunci mă întreb, administrația locală unde e în toată treaba asta, taxele și impozitele unde sunt dacă nu ajung acolo? De asta vă spun, sunt lucruri pe care la nivel de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, case de asigurări județene, le putem gestiona și sunt lucruri la care nu avem acces pentru că sunt în alte departamente. Și atunci scuzați-mă, în mediul rural, care este media de vârstă a medicilor și dacă cumva... 57 de ani, 5. Medicii de familie, 55 medicii din ambulator. Din păcate, ambulatorul este mai puțin dezvoltat în mediile rurale pentru că nu este ofertant pentru a deschide o policlinică și a oferi servicii pluridisciplinare. Spre asta încercăm să mergem, iar în ce privește medicul de familie, să știți că avem și medici de familie cu vârstă de peste 80 de ani, în localități în care nu sunt. Județul Hunedoara este un alt fel de exemplu, Sălașul, multe altele, Bistrița și multe, multe alte localități, județe întregi care sunt la fel, pentru că, vedeți dumneavoastră, investiția în resursă umană, care s-a făcut în ultimii ani mult mai mult, înseamnă și un timp de dezvoltare a resursei umane. Să fii medic de familie înseamnă și să termini facultatea și să ai 4 ani de specializare. După cei 4 ani susții un examen, după aia îți cauți loc de muncă. Deci nu se face dintr-o dată. Absorpția de resursă umană înseamnă un alt lucru. Ofertarea serviciilor înseamnă un alt lucru. Contractul cu casa nu este ușor. Este un contract care este responsabilizant și care înseamnă încă foarte multă birocrație. Ceea ce v-am povestit noi și eforturile pe care le facem este tocmai pentru că înțelegem ce se întâmplă. Încercăm să mergem și la nivel de spital, să optimizăm și acolo, în așa fel încât cele 720 de spitale care există la acest moment în sistem să se poată dezvolta, să ofere servicii de aceeași calitate și să nu avem situații din Târgu Cărbunești sau Fetești sau mai știu unde. Nu vrem să se întâmple așa ceva cu pacienții. Dar pentru asta, interoperabilitatea, interacțiunea cu celelalte segmente, Colegiul Medicilor România, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, este permanentă și încercăm să găsim soluții de asezonare. Mai ne confruntăm cu ceva, avem o legislație veche, o legislație greoaie, cu foarte multe modificări și orice ai face, un cuvânt dacă vrei să schimbi, trebuie să schimbi de sus în jos. Și se face foarte greu și complicat. În viitorul apropiat și alte localități rurale să rămână fără medici, având în vedere că, iată, vârsta medie a medicilor în mediul rural este atât de ridicată. Facem toate eforturile ca acestea să se poată, în primul rând, să aducem tineri, să-i motivăm. Am luat legătura și avem în proiect de rulare proiecte de parteneriat cu universitățile de medicină și farmacie din țară, în așa fel încât să existe nu doar vizite tematice, ci să se includă în pregătirea curriculară, în specializarea acestor tineri medici, inclusiv un stagiu scurt la țară. Așa fel încât să vadă ce înseamnă zona rurală. Dumneavoastră știți foarte bine, peste avem 52,5% din populație în oraș și restul este în zona urbană. Când vorbim despre țară, mi-aș dori să vorbesc undeva unde există și apă, da? Unde există și electricitate și unde există și drum care nu se surpă sau case care nu alunecă. Și sigur îmi doresc personal mediu alături de medic, cel puțin 3 asistenți pe care acesta să poată să-i plătească, pentru că altfel nu stă nimeni. Este foarte complicat din toate punctele de vedere, dar sunt optimistă pentru că, v-am spus, în ultimii ani observ că s-a mai stopat exodul populațional al medicilor, numărul de locuri la rezidențiat a crescut, efectele le vom vedea după 3-4 ani, însă în această perioadă avem nevoie să suplinim și pe această, există măsuri în acest sens, inclusiv faptul că există caravane, inclusiv faptul că încercăm să suplinim în zonele unde nu există acces facil a acestor persoane, la servicii medicale. Însă acestea sunt punctuale încă la acest moment. Deci sunt lucruri pe care ne dorim să se facă. Există o legislație la început și încercăm să facem în așa fel încât să suplinim. De asta se și fac eforturile, inclusiv spre asistența dentară medicală, mai ales în zonele care unde accesul este dificil. Mulțumesc. Cu mare drag. Așa. Dacă e medic, 50%.
Da, și există inclusiv ceea ce nu v-am spus, pentru aceste zone există o comisie care stabilește inclusiv sporul de zonă, adică inclusiv această ofertă și deschidere există din partea casei și acest spor de zonă merge, de exemplu, la Sulina sau în alte părți din Delta care sunt greu accesibile până la 200%. Ele, sigur, la fel sunt progresive, dar trebuie și efortul celor de acolo. Și pot să spun că, de exemplu, la Caraorma, Mila 23 și partea de Crișan, acolo chiar am întâlnit un primar care s-a implicat și care a construit o zonă, o clădire cu etaj în care să existe inclusiv casa medicului. Însă este foarte greu să spui cuiva, hai acolo, pentru că 5 luni pe an vei avea gheață pe Dunăre și nu vei putea să pleci de sloiurile de gheață, nu vei putea să circuli cu nimic, iar elicopterul face o oră până la tine dacă ai o urgență. Există stradă, există și o ambulanță, din păcate, se termină în apă strada respectivă. Adică lucrurile trebuie înțelese foarte clar. Apuseniu, zonele foarte îndepărtate, când ai 160 de kilometri până la prima localitate unde chiar ai un spital performant, atunci înseamnă că ai nevoie să dezvolți infrastructura foarte bine pentru ca medicul respectiv să fie performant. Sunt lucruri de infrastructură care sper din suflet să se rezolve în anii următori. Mulțumim foarte frumos! Mulțumim și vă dorim să aveți o vară mai răcoroasă și să fiți protejați!